De unde credeți că se scurge apa? Din canal. Canalizare. Nu e altceva. E apă mizerabilă, miroase ca dracu. Nu poți deschide un geam noaptea? Nu poți să ai aer. Da, ați mai văzut până acum că se scurgea de acolo? De vreo două luni de zile. Până atunci nu a fost. Și credeți că e numai asta aici? Este și în alte părți. Le-a stat aici în zonă și din cauza aia. Dar așa ceva nu e posibil într-o apă fluvială să intre. Ați făcut ceva sesizare pentru că nu puteți deschide geamul? Nu. Așa ceva nu am făcut, dar pentru canalizare am făcut. Și ni s-au promis până când l-am ales. Și de acolo încolo, adio, tată. Să mai aștepte să-l mai aleg. Bine, la garda de mediu nu ați fost? N-am fost eu pe la garda de mediu. Numai că am fost surprins pe banca acolo de o trupă de-a dumneavoastră și mi-a dat hârtia asta și mi-a spus în caz de ceva că observ să anunț. Și am anunțat. Și cu asta am terminat dulciul. Ce părere aveți că se scurge apa aceasta murdară în vale? E dezastru. Infecție curată. Asta e boală curată. Adică ar trebui... N-ar trebui, adică în oraș, ca să... Da, din oraș. De unde credeți că este apa? De la canalizare, de la blocuri. Cred că unde s-a împundat, s-a stricat. Nu-i bine, nu-i bine. Nu place nici să dormi, nici să mănânci. Dar cum miroase? Urât. Ce-i acolo? Ăsta de ce e pus aici? Nu pentru conectare. Și mere pe lângă și mere în jos. E scurgea până nu poate în calea goală.